Siturile arheologice din Dobrogea, mărturii greitoare ale trecutului nostru, dar și cele de pe malul bulgăresc al Dunării, devin în sfârșit obiective turistice. Astfel, oamenii au ocazia să vadă scoase la suprafață mărturii ale civilizațiilor omenești încă dinainte erei noastre. Proiectul este susținut de un buget de aproape un milion de euro, acesta a făcut posibilă descoperirea unor vestigi arheologice care, odată integrate în circuitul turistic, oferă oamenilor posibilitatea de a-și cunoaște trecutul îndepărtat. La propunerea arheologului Constantin Chiera, materialele promoționale vor fi distribuite în rețeaua muzeelor cu care este partener Muzeul de Arheologie Constanța. Fiecare obiectiv turistic istoric reamintește de limesul Dunărean, atât pe teritoriul României cât și pe cel al Bulgariei. Au fost propuse trasee turistice care să lege aceste obiective. Finalitatea este ca un număr tot mai mare de vizitatori să vadă aceste obiective care sunt deosebit de importante pentru istoria noastră.